Ce se va alege de viața ta? De Boschetar mă exemplu, fac. boschetar. Da. Și asta tu o numești o meserie? Este și asta. Fix când habar nu aveam ce să filmez pentru săptămâna asta, apare băiatul ăsta pe TikTok. Îl cheamă Auraș pe băiatul ăsta, Auraș, care nu e de la Auraș. Legit, băiatul ăsta ca și vârstă arată între 14 și 28 de ani. Îl mai cheamă și Auraș, mă, nu ai voie în viața asta să ai fițe dacă te cheamă Auraș. Auraș care, atenție, își dă unghiile cu lac, are freza asta puternică și ascultă manele. Așa combo, mă. Îmi plac manele pentru că simt așa, că sunt niște cuvinte din suflet. Îmi place mâncarea că simt așa, că mă hrănește. Tu știi ce înseamnă ca să intri într-o închisoare de bărbați la vârsta ta? Da, știu. Trebuie să ai săpun lichid. O săpun te speli pe piele, iar pe suflet cu manele. Se știe! Pregătiți-vă popcorn după acum, că presim că ăsta o să fie un episod destul de lung. Pe TikTok au ajuns doar câteva secvențe virale din emisiunea asta, dar noi o să ne uităm la toată ediția. Că de ce nu? Cine ar fi crezut în viața asta că emisiunile astea or să ajungă din nou virale? Eu nu mă așteptam, sincer. Dar bănuiesc că TikTok are puterea asta de a dezgropa toți morții, și la propriu și la figurat. Bună ziua, sunt Popa Elena Luminița. Da! La ONI se câștigă, am înțeles că se câștigă bani frumos. Dar nu mă pot gândi la asta. Da, mă, lăsând glumele la o parte, haide să vedem despre ce este vorba și în ediția asta. Mariana Auraș are 16 ani și este din Galați. Nu-i place școala, nu-i place ordinea, disciplina, responsabilitatea și nici felul în care gândesc părinții lui. În schimb, îi place să se aranjeze și să iasă cu gașca prin cartier. Mi-aș vrea să fac din el un om. Sunt foarte supărată pe tine și dezamăgită. Las că o să-ți revii tu, nu mai fi tu supărat. Nu o să revin niciodată atâta timp cât tu nu o să te îndrepți și nu o să lași țigara și te apuci de învățat de școală. O să mă îndrept odată. Nu prea îmi place la școală, mă duc așa ca să am de unde veni. Mergi la școală când ai chef? Da. Și ce ai de gând să faci? Bine. O să fac bine. Cred că aș merge la școală dacă ar fi unele profesoare mai tineri, mai drăguți, mai frumoase. Și cred că așa m-aș duce în fiecare zi la școală. Da, așa cu toate babele astea știrbe și cu permanent în cap cum să mergi la școală. Altceva e când sunt profesoare tinere, frumoase. Și adevărul e că se schimbă puțin vibe-ul în clasă, nu ne chestia asta. Dar omul nostru Auraș a zis-o de parcă vrea să combine profesoare la școală. Dar ce să combine cu freza asta? Pe vremea aia totuși într-adevăr era mega la modă să fii tuns așa. Și unora le stătea bine, altora mai puțin. Iar Auraș al nostru face parte din a doua categorie. Chiar nu poți să ai pretenții la profesoare frumoase cu freza asta. Să te mai cheme și Auraș, ceva rău. Dacă vă întrebați care sunt lucrurile care îl caracterizează cel mai mult pe Marian, va răspunde el însuși. Îmi plac manelele pentru că simt așa, că sunt niște cuvinte din suflet și chiar cred că mă reprezintă. Și e super fain la toată situația asta că ăștia de la televizor și oamenii mai în vârstă în general, automat dacă aveai freza asta te caracterizau ca fiind emo, că te tai pe vene, că plângi ca prost într-un colț în casă, asculți muzică tristă, ești depresiv, din astea. Când de fapt o bună parte din oamenii care erau tunși așa tot manele ascultau, tot cu să moară familia mea vorbeau și tot șmecher la ei în cartier se credeau. Dacă nu v-ați dat seama până acum, trebuie să aflați că Marian este un băiat tare îngrijit. Asta pentru că, crede el, îi aduce beneficii. Dar ce crede oare tatăl? De ce ești tu, domnișoară, stai pe lac? Da, vreau să mă dau cu lac. Ești afară, ești că m-au auzit toată scara. Pentru ce? Dar nu vreau. Afară. Eu vreau să-mi dau lac. Asta afară, Ana, de logia, afară. Dacă nu și-a vopsit unghiile negre Tokyo Hotel așa și le-a dat doar cu lac degeaba, mă. Au fost niște vremuri în viața asta în care Tokyo Hotel dădea moda. Și mi-aduc aminte că aveam un prieten cu 4 ani mai mare decât mine. Bă, și ăsta era mega fan, se dădea cu negru pe la ochi și făcea unghiile negre. Avea zgardă din aia la gât cu țep, brățări, adică tot tacâmul. Și știu că i-am zis și eu odată la maica mea că vreau să-mi vopsesc unghiile negre, pentru că am văzut eu la băiatul ăsta și e și trupa asta și că e la modă și așa mai departe. Când i-am zis toate astea, vă dați seama, cred că și-a pus maica mea niște semne de întrebare, dar cumva a înțeles că e o modă și că o să treacă. Nu m-a lăsat, vă dați seama că nu m-a lăsat, acum v-a înțeles că bă, e o modă și o să treacă și mi-a explicat ce și cum. În schimb, taică-miu, când a aflat ce vreau să fac, bă, nu mi-a mai dat nicio șansă. Era acolo, ăsta se fute în cur. Ăsta crește și se fute în cur. Asta e, atât s-a putut. Crește și se fute în cur. În ochii lui taică-miu nu mai aveam nicio șansă dacă făceam chestia asta. Creșteam și mă futeam în cur. Și 20 de ani mai târziu a avut dreptate. Glumesc. Elena Miron are 14 ani și în urma divorțului părinților locuiește alături doar de mama ei. Poate și de aici o anumită libertate pe care adolescenta și-a luat-o. Face numai ce vrea ea și ce-o taie capul. Chiar nu-mi pasă ce zice. Mă consideră cel mai mare dușman al ei.
Elena este în clasa a 7-a și până acum nu a avut probleme la învățătură, dar nici nu o pasionează mult asta. În schimb, este pasionată de modă, de tot felul de coafuri, de stilurile de machiaj, deci, în general, de aspectul fizic. Nu știu, nu imo, ceva între. Dacă lua oraș al nostru îi dădeai între 14 și 28 de ani, bă, lui Elena cu siguranță nu îi dai 14 ani. Și eu la 14 ani, din câte mi-aduc eu aminte, bă, eram clasa 9, acum de fetița asta la 14 ani e clasa 7. Mama e absurdă, total absurdă, dacă fumez eu în iarbă și beau puțin mai mult decât este cazul. Asta nu înseamnă că devin dependentă de la chestiile astea, doar mă distrez, e pur și simplu fun. La 14 ani e fun și la 20 nu mai știi să legi două propoziții, că ți se prăjesc creierii. Ok, când ești pe banii tăi în casa ta și ai reușit cât de cât în viață, nu am nimic împotrivă. Ăla e momentul tău de relaxare. Și e bine să ai un moment din ăsta de relaxare. Dacă când ești vai morții tăi, n-ai o chiflă în stomac, vorba aia, stai cu măta în casă și ai pretenții să fumăm un cui, că e cool să fumăm un cui la 14 ani, că e fun, dă-ți două palme. Cei doi adolescenți rebeli vor fi găzduiți de familia Herdeș Atanasiu din București. Părinții, Gabriela și Petru, consideră că educația, credința, disciplina și respectul sunt vitale pentru formarea corectă a fiecărui copil. Am ales să-i dau pe copiii mei la o școală catolică, deoarece acolo este multă disciplină, sunt mai aproape de Dumnezeu și cred eu că asta contează foarte mult. Încă puțin și le băgau imnul României pe fundal. Și iar e o familie din aia cu credință, cu să ne rugăm la Dumnezeu și din astea. Și bine, nu am nimic împotrivă. Dar legit fiecare familie din asta în care ajung copii au aceleași reguli și se roagă la Dumnezeu ca să fie bine, să nu fie rău. Copiii au aceeași freză și oamenii aceleași reguli. Să mai schimbe și ăștia mă puțin reguli, nu știu, să ajungă într-o familie de ninja, de exemplu. Sau într-o familie, nu știu, de bodybuilder sau habar n-am, de sportiv ceva. Să-i trezească pe oamenii noștri la 5 dimineața să-i pună să lege 10 kilometri. Mi s-ar părea tare. Nu atâta ne rugăm la Dumnezeu și avem aceleași reguli și Doamne ajută. Ești nebun la cap, se întorc copiii ăștia cu pătrățele după aia. Mi s-ar părea tare. Ar fi mult mai entertainment și diferit. Nu atâta ne rugăm la Dumnezeu și avem aceleași reguli. Mi se pare ceva firesc pentru un părinte să își verifice copilul atunci când merge la școală, ca să nu audă mai târziu că merge cu tot felul de porcării la școală și că îi se scade nota la purtare sau tot felul de lucruri din astea. Așa dicție, mă, ce are fetița asta mâine, pui mâine, pui ia locul lui Esca la știri. Îmi place pentru că are un regulament foarte strict și asta te pregătește pentru viață. Da, îmi place școala pentru că este un regulament foarte strict, că nu trebuie să scriem, stăm așa cu mâinile la spate. Ne bat profesorii, ăla de mate mi-a dat aici cu rigla la spate, amare cu cui, dar foarte frumos la școală, îmi place mult. Și voi vreți să-mi spuneți că băiatul ăsta are 14 ani, e de vârstă cu Elena? Știu ce să zic, dar cred că cineva minte din emisiunea asta în legătură cu vârsta lor, sincer. Tu vei dormi aici, în patul ăsta, cu băiatul meu, iar tu vin o să-ți arăt unde vei dormi. Din prima clip când am intrat în casă, ne-a luat tu acolo, tu acolo. Tu vei dormi aici cu fetele mele, amândouă. Cum cu amândouă? Cu astea mici, amândouă. Vai, vai. E patul destul de mare, cred că Da, văd. Destul de bine. Da, asta într-adevăr e fucked up. Hai să zici că o seară nu mor dacă dorme așa. Bă, da, copiii ăștia stau acolo o săptămână. Să dormi o săptămână la rând cu alte două persoane în pat? Nu știu ce să zic. Ai nevoie de un pic de intimitate, te mai bășești, te mai scobești în nas, se mai bășești și ele se mai scobesc în nas. Și până la urmă nu e ca și cum sunt prietene de când lumea și pământul, de-abia s-au cunoscut, să dormi cu doi străini în pat, una mică de 9 ani, alta de 12, mama aia de 12 și cu vocea aia, mai vorbește un pic în somn cu vocea aia, recită Luceafărul, ești nebun la cap. Prima regulă din această casă este că nimeni nu are secrete unul față de celălalt. Și sunt dacă sigură că pot să vorbesc orice cu dumneavoastră? Da, consider că da. Da, nimeni nu trebuie să aibă secrete în casa asta. Nu se face așa ceva, cum să ai secrete. Și cât câștigați, doamnă, care e salariul dumneavoastră? Asta aș fi întrebat-o. E, păi da, nu se spun chestiile astea. Ăsta era răspunsul. Păi cum adică nu se spun chestiile astea? Păi da, zici, doamnă, că nu trebuie să avem niciun secret față de nimeni în casa asta. Aici în casă nu se fumează. Dar putem să mergem afară, nu e o problemă. Cred că nu veți fuma nici în casă și nici afară. Păi tu de asta? Spune mama. Jur că fetița asta mi-aduce aminte de Poli din Copiii de la 402. Pare că oricând e pregătită să te părească la profesor dacă faci ceva nasol. Să știi că schimonosindu-te tu cu niște freze de-astea așa și cu niște negreală de-astea pe la ochi și cu cercelul ăsta aici, nu ești mai importantă. Dar nu vreau să fiu mai importantă. Sunt diferită. Și nici mai diferită. Ba, da, sunt diferită. Cu ce te ajută? Cu ce mă ajută? Cu stilul meu. Eu sunt de acord să-ți dai doar cu un luciu de buze și atât. Să mor tu.
Mi se pare că vorbești cam deplasat. Vi se pare absurd? Vă dați seama, mă, să fi făcut aurașii al nostru crizele astea cu lacul de unghii? Că bă, să moară familia mea, nu se apropie nimeni de lacul meu de unghii. Lacul meu de unghii. Cum adică să pui tu mâna pe lacul meu de unghii? Dacă găsește tasul lacul de unghii în bagaj acolo, s-a terminat. Ești nebun, nu-l mai pune să doarmă cu visul în pat. Îl pune acolo să doarmă cu fetele, că vorba aia lor n-are ce să le facă. Maxim să le ceară sfaturi de unghii. Cum ți-ai putut face bagajul așa în halul ăsta? Aruncându-le. Vai, și curelele astea ce sunt? Ai, nu mai aveți nici... Astea sunt normale, sunt foarte normale pentru vârsta mea. Astea sunt, cum a zis un coleg de-al meu, că vrea să aibă pereții pictați cu cranii. Copiii ăștia au fost prezentați ca fiind la o școală catolică. 2 minute mai târziu. Astea sunt, cum a zis un coleg de-al meu, că vrea să aibă pereții pictați cu cranii. Era profesor acolo frumos în clasă, le vorbea copiilor despre credință, că trebuie să fim mai buni, că nu trebuie să fim agresivi, fără violență, și se trezește Ionuț la 12 ani, că doamna profesoară, mi se părea și o idee bună să pictăm pereții cu cranii. Măcar niște sânge așa pe tavan, că parcă e cam simplu tot pe aici. Niște sânge pe tavan, cred că ar da bine. Și nu-i problemă că îi sparg eu gura lui Marius de la a treia ce, că m-a enervat, a început să aibă fițe cu mine și din astea și facem rost de sânge căcălău, pictăm pereții cu sângele lui. Dacă mă enervez puțin, avem și schelet pentru ora de biologie. Tensiunea nu dispare nici măcar la micul dejun, pentru că frustrările adolescenților sunt deja mari. Dacă nu ne dați sigările, o să vă pară rău. Rău. În ce sens? În toate sensurile. Că vă dau și un capac acum, eu nu cred că sunteți sănătoase la cap. Poate vreți să vin cu Mariana să vă facem buzunar. Vin cu Mariana din vamă, vă facem buzunar la gât să moară familia mea. Cum adică să-mi luați mie țigările, mă? Vedeți că eu cu Mariana acolo pe cartier, la mine sunt în șmechere rău de tot, nici Dumnezeu nu vă salvează, să moară familia mea. Și eu care credeam că orașul al nostru o să fie personajul principal, dar momentan omul nostru e chill, nu prea zice nimic. Băi, nu credeți că ați făcut prea multe sau ce? Mie nu-mi spui băi, nu știu ce, tu dar vezi cum vorbești cu mine, da? Te rog frumos să mă respecti. Aoleu. Hai, te rog frumos. Duceți-vă m-a și gata. Aoleu, cum să-mi spui gata așa ceva? Wow! Dar chiar nu ți-e rușine? Nu. Dar ești chiar obraznică. Da, știu că sunt și ce. Știi ceva? Hai! Te rog frumos, nu mergi așa la școală. Să țipați la mine? Nu țip la tine, atâta timp cât ești în casa asta, faci ce spun eu și gata! Efectiv simt că mă uit la două țase care se ceartă. De fapt chiar la asta mă uit. Una se crede mai deșteaptă decât cealaltă și niciuna n-ar lăsa de la ea. E cum zic eu, ba nu e cum zic eu, e casa mea, sunt regulile mele, ia uite, faci cum spun eu și gata! Și asta se crizează că o nebună face ca o țață pe acolo, dar nici femeia asta n-ar vrea să o înțeleagă. Nu prea aș vrea să comentez pe subiectul ăsta, nu-mi plac deloc în jurăturile și nu-mi place să aud în jurături. Pitica asta nenorocită, bă, și asta mă enervează. Pare genul ăla de copil care plânge dacă ia 8 sau 9. Voi vă dați seama, mă, dacă își scotește 2 carnetul de note și îl arată lui asta? Fetița asta literalmente începe să plângă, se duce în camera ei, se roagă la Dumnezeu să o ferească de oameni așa proști. După o asemenea dimineață, Elena și Marian doar de școală nu au chef și cred că și alții sunt ca ei. Nu intenționați să chiuliți la școală? Nu. Păi și nu vreți chiuleți? Nu. Hai, hai, duceți-vă la școală. Ne găsim... Ne găsim acasă. Ne vedem când ne mai auzi. Bă, dacă m-ai comenta odată cap de cretă la băi, venea să-l bat. Ai fi timid așa, dar dacă... S-a trezit și aura și al nostru acum să facă podurul. Toți sunt urmă în emisiunea asta. Face și de-alea cu teba să vezi ce îi dădeam eu, să vezi ce îl băteam dacă era. Zice aura și în timp ce se dă cu lac de unghii. Aș dori și eu dacă puteți să ne dați și nouă bere și vă ajutăm cu ceva pe aici sau... Să vă dau o bere gratis. Și nu, schimb nu gratis. Asta să-mi, da, să prestăm să vă ajutăm pe aici, prestăm ceva. Îmi pare rău, nu se poate. De ce? Pentru că nu se poate. Aici este un regulament, este o unitate, este un restaurant. Și aici sunt reguli? Da, peste tot. Vă rog frumos, poftiți afară. Hai, nu să mergem, nu vezi că... Aoleu. Nu mai... O zi proastă. Mulțumesc la fel. La revedere. Ia uite, și ninge afară. Ceva mai scriptat nu am văzut în viața mea. Bă, în fiecare ediție se întâmplă fix aceleași lucruri. În prima zi, copiii chiulesc de la școală, încearcă să facă rost de țigări și vor să bea o bere. Pentru că nu ce-ar intra o bere la 7 dimineața și pe frigul ăsta. După care ajung din nou acasă pentru că ce să facă? Îți dai seama, se plictisesc, n-au bani unde să se ducă. Acasă unde evident or să fie întâmpinați de mamă, ca și cum mama aia niciodată nu merge la serviciu. E acolo de fiecare dată. Este clar că voi ați chiulit de la școală astăzi. Și dacă am chiulit toată ziua, care ar fi problema? Păi problema este că dacă chiulești de la școală așa aproape zilnic, ce se va alege de viața ta? Boschetar mă fac. Boschetar? Da.
Și asta tu o numești o meserie? Este și asta. La ce față de pomană are acum săracul Auraș și se potrivește asta cu boschetar, sincer. Își mai găsește o boschetară ca el, fac trei copii și ea boschetar și uite așa am aflat pe ziua de azi cum se mulțesc boschetarii. Să mai ziceți voi că nu învățați ceva educativ din cliburile astea. Din păcate, discuția din seara trecută nu a apropiat-o pe Gabriela de Elena și cea de-a treia zi începe din nou cu țipete. O să avem iarăși alte urmări și alte și alte și nu o să ieși... După ce că mi-ai luat placa și să ajung chestiile alea... După ce că ți-am luat placa, pe o să-ți iau și extensiile, da? Nu te mai atingi de ele, că... Nu. Și vă rău de tot asta, pare că e pusă pe scandal. Bine, e acolo pe treabă că după ce mi-ai luat placa și toate chestiile alea. Și se dă așa un pic la femeia asta, intră așa un pic în ea. Și îmi place că astea două mai au un pic acolo să-și scoată ochii și Auraș zâmbește, râde, stă acolo pe fundal și râde. Sincer să fiu cu voi acum și el cred că se întreabă unde dracu am ajuns. Nu, tu azi la școală, fiindcă comentezi, ca drept pedeapsă o să-ți iau extensiile. Te rog frumos, pleacă de aici! Nu plec! Măi, sfatul, dar chiar nu ți-e rușine, dar tu mă împingi pe mine în casă, la mine? Nu ți-e rușine? Nu-mi e rușine. Ia, hai, te rog frumos! Încă puțin și mai aveau așa să se bată ca pisicile. Încep să regret că am ales să mă uit la ediția asta, sincer, simt cum mor neuronii. Odată ce un om adult îți spune să faci un lucru, tu nu trebuie să-l refuzi sau să-i răspunzi ca un nesimțit. Trebuie să asculți ce ți-a zis și să accepti fie că îți place sau nu. Zise Poli din copiii la 402. Așa să face și voi copii, fix sfatul ăsta să-l urmați, sfatul ei. Dacă vă zice un adult în viața asta, copile, hai cu mine în dubă că o să fie bine, nu-ți fac nimic. Voi să-l ascultați, pentru că nu. Trebuie să asculți ce ți-a zis și să accepti fie că îți place sau nu. Sfaturi utile 2022. Păi vă dați seama, mă, că emisiunea asta înainte să fie difuzată a fost editată de cineva. Și omul la care edita s-a gândit, mamă, ce bine a zis-o fetița asta, o să las bucata asta, o să las partea asta, ce bine a zis-o. Și în sfârșit copiii merg la cursuri, dar de data aceasta nu vor merge singuri, ci însoțiți de tată, care se asigură că adolescenții ajung acolo unde trebuie. Ce probleme ai tu de integrare cu ai tăi, cu școala? Mă pune tot timpul să învăț, mă duc la școală, să... Fiu cu minte la ore. Adică cam ce vrei să faci la ore? Panoram. Adică să disturbi ora, nu? Să deranjezi? Să... Da. A uitat să menționeze de profesoarele tinere, mă, că el ar merge la școală, dar să fie profesoare tinere, frumoase și așa ar sta potulit. Nu i-ar mai arde de panaramă sau nu i s-ar mai auzi gura de acolo din spate. În schimb s-ar auzi asta din spate. Eu văd viața așa, ceva distractiv. Fără școală, fără nimic, fără... Așa? Acasă, calculator, afară, mâncare, țigări, băutori. De unde se vin banii? Femei. De acord, de unde se vin aceste bunuri? Orice variantă este valabilă. Să furi. Să furi, o variantă, altă variantă. Băiatul ăsta la 16 ani, nu o să vă mint, are niște răspunsuri imbecile rău de tot. Hă, mă fac boschetar, o să găsesc eu ce fac. Hă, dacă vreau, am nevoie de bani, fur. Alții la 16 ani, mâncava-și gura voastră, încep să facă primii lor bani, încep să-și descopere pasiuni sau au deja o pasiune din care fac ceva, bănuți. Și ăsta la 16 ani dă răspunsuri de-astea. Hă, mă fac boschetar. Hă, o să fur. Între muncă și furt, ce ai alege? Normal că furt. Furtul. Tu știi ce înseamnă ca să intri într-o închisoare de bărbați la vârsta ta? Da, știu. Trebuie să ai să pun lichid. Și ți-ar conveni să devii păpușa tuturor? Cine asta trebuie să fiu neapărat păpușa? Fiind tânăr, este riscul major la toți cei care intră prima oară în închisoare. Și o să vezi acolo niște lecții de viață extrem de dure, Marian. Asta e singura ta soluție a vieții pe care ți-o acorzi tu ție însuți. Mai găsesc ceva. Până acum omul ăsta, profesorul ăsta s-a impus mai mult și a luat mai multă atitudine decât au făcut-o părinții aia. Părinții aia care se presupunea că nu trebuie să înveți ceva de la ei, că de asta te duci acolo, să înveți ceva de la ei. Și să înveți de la ei că femeia aia urla de nebună la aia. Tasul nu știu ce făcea, s-a făcut dispărut și femeia aia urla de nebună la toată lumea. Legea este o barieră peste care leii sar, sub care câinii se strecoară și de care boii se poticnesc. Depinde ce variantă ți-alegi tu. Leu, ca să fii leu, trebuie să fii foarte deștept, să ai o minte diabolică, supra-dotată. Cum? Prin școală.
Nefiind educat, nativ nu poți să descurci. Este foarte adevărat, de la educație pleacă tot, acum să și vrei, pentru că este destul de ușor să pici în capcana asta. Că să fumăm un cui, că e mișto, că e la modă, că să bem o berică, să stăm acolo să spargem niște semințe, să o frecăm în principiu. Dacă nu faci și altceva cu viața ta și faci doar căcaturi din astea, te trezești la 18-19 ani spărgând la fel semințe și bă, bă, ce dracu ai făcut mă cu viața ta, că n-ai făcut nimic, ești nebun. Ce vreți să știți despre mine? Ce întrebări? Vrei tu să ne spui? Ce vreau eu să... Dar poate are cineva întrebări, eu știu. Îmi place de Elena, mă. A ajuns la școală și s-a apucat să facă un Q&A. Haideți, dacă aveți întrebări, aștept întrebări. Știu că am lipsit în ultimul timp de pe această platformă, dar hei, m-am întors și acum vreau să fac un Q&A. Întrebări? Dar poate are cineva întrebări, eu știu. Care sunt pasiunile tale? Pasiunile mele? Îmi place să mă distrez. Asta e, cred că, cea mai mișto chestie și pentru voi, așa? Îmi place să fumez. Îmi place să dansez. Orice? Nu orice. Am dansurile mele preferate. Ca de exemplu DNB, care știe ce înseamnă, mă rog, cred. Da, de ce îți plac ție? De ce îmi plac? Pentru că sunt diferite. Mm-hmm. Îți plac lucrurile diferite, înțeleg? Da, îmi plac lucrurile diferite. Și te omoară monotonia? Foarte tare. Eu aș zice că ai fire de artist. Probabil. E funny pentru că profesoara asta i-a ridicat-o așa un pic la fileu și acum se întreabă și ea, mamă artist? Nu m-am gândit la chestia asta. Da, ce idee bună! Care sunt regulile tale, Elena? Să... nu am nicio regulă. De ce fumezi tu? De ce fumez? Pentru că îmi place. Și îți place deoarece? Deoarece îmi place. Ce e așa n-am, de... N-am argumente. Adică... Un om care nu vrea reguli trebuie să aibă argumente ca să-i convingă pe ceilalți că ceea ce face... se justifică. De exemplu, știi care e opinia mea? Te face diferită faptul că îți place dansul ăla, cum îți spune? DNB. Asta chiar te face deosebită. Dintre atâția tineri pe care îi știu și fumează, își pun și piercing și... n-am auzit de unul care să... cum e cu ăsta? Pe de o parte mi se pare cringe rău conversația asta, dar pe de altă parte profesoara asta clar se descurcă mult mai bine decât au făcut-o părinții aia. La fel și celălalt profesor, adică clar se vede că știu să pună problema cât de cât față de aia. Și clar așa te apropii de un om, asta e ideea. Nu o să te apropii niciodată de un om dacă începi să-i critici obiceiurile, hobby-urile, stilul vestimentar, muzica pe care o ascultă, nu așa te apropii de un copil, de un adolescent sau whatever. În general, niciodată nu o să te apropii de un om dacă începi să-l critici din prima, să-i critici obiceiurile. Cumva trebuie să-i vezi părțile bune și să te focusezi pe ele mai întâi sau să te prefaci măcar că există și părți bune și să pari interesată în sensul ăsta, cum a făcut și femeia asta de a întrebat-o acum cu dansurile. Mă lași pe mine să te caracterizez? Da. Îmi dați voie? Da. Elena, mi se pare o persoană care bravează foarte mult, care vrea să fie interesantă cu orice preț, nu doar să fie interesantă, dar care e o persoană specială. Pentru că a descoperit niște lucruri speciale în viața ei. A descoperit dansul acela despre care eu nu știu și mă simt ca o fraieră, respectiv... cum se numește? DNB. Ți-am spus că sunt mai bătrână. Are cu mine niște lucruri în comun, deci mi-ar putea fi... prietenă, de ce nu? Absolut nimic, nu are în comun profesoara asta cu Elena din ce am văzut până acum, dar mi-a plăcut cum i-a ridicat-o pe asta cu ar putea să-mi fie prietenă. I-a pus-o puțin așa la fileu și vedeți că profesoara asta nu e fraieră, se descurcă destul de bine. Sunt curios totuși ce oră e asta, ce profesor te descrie așa. În viața mea n-am pățit la școală să mă descrie așa un profesor, să pară interesat, să maxim a zis că-s prost și a trecut mai departe la lecție. Și să știți că pentru mine chiar asta înseamnă să mă relaxez, adică eu văd muzica ca pe o artă. Voi ați auzit de Mozart, de Beethoven, de Bach? Da. Nu mă mai înjura, da? Dar tu ai auzit, mă, de Florin Salam, de Guță, de Sorinel Puștiu, de ăștia? Ai auzit de vreo cineva? Da, am auzit, dar nu am auzit lucruri tocmai bune. Sunt cam inculți, nu știu, la vârsta lor ar fi trebuit să fie mai informați. Chiar dacă le place muzica, chiar dacă nu, trebuie să fie informat în orice. Să te facă incult o fetiță de 12 ani mi se pare bine. Și mi se pare fascinant că la capitolul muzical de atunci și până acum, bă, nu s-a schimbat mare lucru. În continuare sunt oameni care te consideră prost, automat, dacă asculti Manele ești prost. Și dacă asculti Mozart și Bach ești deștept rău. Dacă asculti și Manele, na, căcat. Ok, doamnește, dacă asculti doar Manele, atunci într-adevăr e o problemă.
Și totuși, de aici o să vă povestesc eu foarte pe scurt ce se mai întâmplă, pentru că, atenție, nu foarte multe. Pe scurt, Elena noastră a primit o temă pentru acasă, mai exact un referat, cu tema O lume fără reguli. Și a plăcut ideea asta și l-a și făcut. Chiar și Elena noastră a zis că, bă, mi-ar plăcea să am și eu o profesoră din asta. Adică e mega cool profesora asta. Și, practic, profesorii le dau de gândit ce o să facă cu viața lor, ceea ce mi se pare bine. Că despre părinții aia, bă, ăia n-au făcut absolut nimic. Femeia aia urla de nebună și el s-a făcut tasul, s-a făcut dispărut. Și săptămâna trece, li se face evident dor de părinți și ajung într-un final acasă și au părinții în brațe. Doamne ajută, e cu happy end și cu THE end. Am amorțit, n-o să vomit, am amorțit rău de tot pe scaunul ăsta și ne auzim data viitoare. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram andrei.cosminână. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să aprindeți notificările dacă sunteți noi. Și repet, ne auzim data viitoare.